Știința studiază fapte și face anumite experimente ca să demonstreze că anumite lucruri sunt științifice. Dacă știința nu studiază fapte, nu este o știință. De exemplu, pentru mine, teologia este științifică. Teologia este o știință, dar evoluția nu este știință pentru mine. Este o escrocherie, poate o religie, o putem numi oricum. De ce? Deoarece știința studiază fapte, face experimente și prin experimente poate să demonstreze aceste fapte. De exemplu, am studiat fizică, chimie, am unit hidrogenul cu oxigenul, a rezultat apa, am unit altceva, a rezultat sarea. Dacă noi știm cum se face, facem un experiment și obținem. Evoluția, de exemplu, spune că noi provenim de la maimuță, sau de la o bacterie, sau de la Big Bang. Știința studiază fapte. Există astăzi acest fapt că omul provine de la maimuță? Nu există. Poate fi demonstrat? Nu. Poate fi demonstrat că Pământul are miliarde de ani? Nu. Poate fi demonstrat prin experimente? Nu se poate. Poate fi demonstrat cum s-a format Universul de la Big Bang? Nu se poate. Așa că este aceasta o știință? Nu. În același timp, teologia este o știință. Și chiar Biblia, dacă este să vorbim despre ea, este o carte științifică. Deoarece ceea ce este scris acolo a fost și este descoperit de sute sau mii de ani de oameni de știință. Prima lege a termodinamicii, descoperită în secolul al XVIII-lea, a confirmat ce spune Biblia. Cantitatea totală a energiei și materiei din univers rămâne constantă. Acest lucru demonstrează că actul creației este finalizat. Evoluția este imposibilă. Formarea noilor specii nu a fost constatată niciodată. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, legea biogenezei a confirmat. Viața apare doar dintr-o viață care există deja. Această lege nu a fost încălcată niciodată. Dumnezeu, ca sursa a vieții, a dat naștere la tot ceea ce este viu.